Salut, eu sunt Mădălin, iar alături de mine sunt un alt Mădălin și Cosmin. Iar în acest video vă vom prezenta misiunea a treia din jocul Call of Duty Modern Warfare 3. Imediat o să așteptăm să ne ridicăm, să luăm AK-47-le în mână și să ciurim tot. Runda a început cu explozia unui elicopter inamic. Iar după cum puteți vedea, inamicii încep să coboare din acel elicopter. Îi vom aștepta imediat aici. Și începem să tragem. Aruncăm o grenadă. Și un flash. Și începem să tragem. Arma noastră principală este un AK-47 cu sight red dot, iar arma secundară un Desert Eagle. Elicopterele inamice sunt pe tot cerul. O să încercăm să ne ferim de ele. Se pare că doctorul a murit și noi trebuie să ne ducem să-l ajutăm pe prietenul nostru să pun. Probabil că o să-l doară. Inamicii au început să intre în clădire. Dar nu vor rezista prea mult. Noi va trebui să-i apărăm pe său și pe praz. Sărim aici, ieșim afară și aici începe măcelul. Aruncăm din nou o grenadă. Începem să tragem. Schimbăm din nou pe Desert Eagle, care are un damage foarte mare, deci dintr-un glonț îi omorâți sigur. Aruncăm din nou flashbang. Ne ascundem puțin. Începem să tragem. S-a urcat și pe clădiri și încearcă să ne omoare. Armele folosite de inamici sunt un MG36 și un PKP Peșneg. Wow. Nu ne-am așteptat la asta. Dar probabil că nici el. Așteptăm ca comandantul să spargă poarta și să începem să tragem în alți ruși. Să nu trageți în civil, pentru că dacă îi omorâți, o să vă dea mission fail. Trageți doar în cei care au arme și ripostează. Cum ar fi acest. Doar că ripostează degeaba. Înaintăm. Și are loc și un accident. Nu știu cum și-a luat acel om permisul, pentru că nu prea le are. Probabil că a dat minte. Dar nu o să se mai folosească de el, pentru că acum este mort.